Bine v-am regăsit, Florin Păscaru, nebun, vă salută. Într-o dimineață superbă de sfârșit de octombrie am hotărât să ies pe frumoasa Valea Buzăului, pe râul Busca, care la rândul lui, la vreo 10 km de aici, se varsă în râul Buzău, la o mică partidă la Mreana Vânătă. Sunt împreună cu tatăl meu, care s-a poziționat ceva mai jos, într-o zonă superbă, ce să vă spun, o zi minunată, apa foarte curată, dar plină de alge în descompunere, dovadă că vine iarna, au început și ele să moară, s-au așezat pe fund și cam încurcă stilul de pescuit, dar vom încerca la un târâș și la simț. Vom lăsa mai mult imaginile să vorbească de la sine. Ușor trage. E foarte multă bălărie pe fund. Văd că vine toamna, vine iarna. Se rupe mătasa broaște și moare. E puțin problematic și pentru el, pește, că se duce și ăsta să împute verdeața asta. La un moment dat... Ce s-a tras? Nu, ăla va acolo, va la câinele, da? Se bucură și de liber pe tine. O să-l tot puțin și la târâș. Încă mai e pește. Dovadă că pacii lumea nu are timp de pescuit. Sau de draconat. Alte râuri. Deja. Atras? Nu. Stăm asta în verdeață. O să încercăm și la turi și la simț. Am pus aici niște scapive naturale din piatră. E fost la locul tău? Ideea este că s-a mișcat. Fugi de acolo, fugi de acolo, te rog. Da, e iarbă multă pe fundul apei. Că rămâne, nu te vezi? Du-te afară de acolo! Îți arde de joacă? Totuși apa scăzută, da? Ia uite câte, uite câte verdeață e. Foarte mult până să broște. Dar mai sus atunci. Poate se ridică de pe fund, după iermuș. Și unde stă el acum? Uite acolo. În gură la curentul ăla de apă. E mreniță de aia vânătă mică și o bagă la trage de aici, face virmușul, îl tranjurește și îl bagă la copcă. Ne dăm puțin mai profund. Adică aia să fi fost singura trăsătură. Singurele două mrenițe. Uite, la plută trage la târâș. La e măruntă, unde aia e mai mărișoară puțin.
Trebuie să caut curentul, că altfel pe curent nu prea face și de aici, de loc. Nu prea face de asta verdeață. În mal e foarte mult, uite cât e pe viață. Grana vânătă. Asta nu e ca aia de după Buzău, știi, nu? N-are nicio legătură cu aia care crește mare. Asta nu crește mai mult de... când ajunge la 30 de centimetri la maturitate. Nu știu dacă să stai acolo sau să te duci puțin în curentul ăla acolo, tata. Uite, din sus acolo să stai, dar și să dai cumva în jos, să stai întins în curentul ăla. Foarte multă verdeață. Te ajut? Da. Tot așa s-o faci, uite ce trebuie să vezi. Ia. Ia. Rana vânătă. Deci umblă. E foame. Fugi băiatul de aici, nu-l lua pe aici. Fugi de aici. Încerc să o dai să stea vârful foarte întins, să o dai în curent, tatai. Uite să vină cam pe aici. Aia și tu să se întindă bine. Asta? Mai în față puțin, să stea în curent ea. Să poți să o simți. Dacă vă că trage și pe una și pe alta. E un lucru îmbucurător. Deci are potențial, iau. Iau. E o frumusețe pe râu, la pescuit, la simți. La simți și la târși. Dacă stă și Gigel liniștit. Ce e, s-a agătat? E băgată, poți vreo piatră. Vezi că e iarbă din cauza la verdeața aia. Să bagă curentul exact sub piatră. Nu mai zice? Încercare. Să te asigur, ți-am zis că nu stă pluta pe substrat, pe verdeaț. Nu, nu stă ea. E puțin hămesit acum. Uite cum vine după. Vine după ea, e hămesită. În cauza frigului a fost și frig noaptea, ziua mănâncă binișor. Fugi cățel de acolo. Nu știu, vedem. Încep eu să o așez mai bine. Încercat-o dacă. S-a lăsat-o, bineînțeles. Vegetație foarte mult. Cam așa broaște asta, nu știu de ce. Ți-am zis, acum e la final de evoluție pe anul ăsta, se depune pe toată, tot ce prinde se depune. E greu și să găsească. Încerci să o dai în curent, așa, să se ducă la vale.
cu cât se duce mai la vale, o să găsească asta, cum spune, adâncime mai mică și să se agațe. Deci să te asiguri că undeva pe... Așa. Uite, să vede pe curentul apei așa, să dai cumva și să o lasă să se ducă el la târâș. Așa, lasă pe aia să ducă. O găsește, că dacă trece pe deasupra, aia se ridică de jos, prin pietre și se agață de viermă. Mai căutăm și în altă parte, să vedem un curent, cu toate că uite, vine după ea, ia fii atent, ia uite. Vine după ea, toată aia. Măreană, vânătă cu mălai. Se va servi astăzi. Plăcere când simți la vârf, știi că trage. Ia, ia uite. Uite când vine după asta. A? Da, dacă tu ai găsit cuibul lor acolo. Păi da, asta avanii cel mai mare. Da, păi da, trebuie să ia dacă plimbă, o să o găsească, stai liniștit. E apa curată, asta e mare lucru. Altfel nu treia, dar mă mir că nu s-a repezit decât clădișorul ăla mic. Ar trebui să se repede, că acum stă până verdeață aia și n-are ce mânca. Vezi, nu mai trage ca asta vară, trage mai anemic, începe și ea să... Cam așa va decurge toată partida pe ziua de astăzi, cu trăsături și variat. Pește de râu. Puțin mai greu de prins decât celălalt, dar o frumusețe de sentiment când trage. Ia uite, știu că nu trage. Primul îi dai drumul. Da, pe se duce și îi cheamă pe ăla să se răzbune pe noi. Are, ia zi, are gura foarte tare, Mreana. Dacă a apucat în buza de jos, e nenorocit. Nu e nimic. O lăsăm să trăiască. Dăm drumul acum, nu? Da, nu e nimic. O lăcuță și... S-a rămas. Ai văzut? E vește dacă e viermul. Cățelul nostru nu are stare. Apa destul de mică totuși. Aici asta vară avea, am făcut baie chiar cu chirifon. Avea un metru și ceva, nu știu dacă are 70 de centimetri. Cam asta este partida. S-a mai încheiat o zi frumoasă de pescuit. În continuare superb afară pentru octombrie. O să încerc să vă arăt. Sper că se vede și ceva din capturile de mreană. Și ultima acum agățată. Ne retragem către casă. Frumos impresionat. Râul curat, zona mai puțin curată, urme de civilizație, de proastă civilizație. În continuare aruncăm peturi, aruncăm haine. La un moment dat, când se înfurie apa, le cară și le duce colo-colo și
noi suntem nevoiți ca să trăim între gunoaie, dar apa curată, multă algă, deci vine iarna, mă repet, moare și ea odată cu timpul frumos. Să sperăm că mai avem o ieșire, două, cel puțin pe râu ne mai permite, vom vedea și pe baltă. De aici, de pe Valea Băștii, de pe râu cu același nume, Bâsca, Florin Pescaru Nebun, împreună cu tatăl său, vă salută și vă invită data viitoare la o altă ieșire în natură. La bună vedere!